Uite, bă, băiatul ăsta că se de foame. Nu mai fura, mă, mașina, mă, bă. Am venit să vă mănânc creierele. Suntem safe, suntem safe, băieți. Suntem safe. Astăzi pe Minecraft Park City am organizat un concurs special de cosplay de Halloween. Oameni buni, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce cosplay v-a plăcut cel mai mult. Exact, oameni buni, astăzi pe Minecraft Park City toți cetățenii se vor costuma foarte înfricoșător pentru că concursul de Halloween are loc. Deci apăsați butonașul de like chiar acum și nu uitați să vă abonați, să înscrieți în secțiunea de comentarii ce vă place la Halloween, iar aici am premiu pentru concurs, oameni buni. Aceasta este efectiv o mașină unicat, este singura de pe server, nu va mai fi alta ca ea și nu este foarte rapidă, bă, dar e șmecheră. Uite-te cum mergi pe efectiv un dovleac de Halloween care are fața asta drăguță. Deci haideți să mergem cu mașinuța asta până la locul unde va avea loc concursul și până ajungem acolo, nu uitați că pe iheatpink.ro găsiți cel mai fain merch, care nu este încă foarte fain, că așteptăm să vină iarna pentru designurile speciale de Crăciun, dar concursul va avea loc, uite, aici undeva în parc. O să intrăm pe aici ca niște nemernici ordinari cu această mașină care nu e foarte rapidă. Ia uitați, am decorat aici foarte, foarte frumos de Halloween și vom pune această mașină undeva aici și în spate. De fapt, nu o vom pune, o să mergem cu ea să adunăm oamenii din oraș să vină aici și o să le explicăm cum o să stea treaba cu concursul, dar avem aici o cărticică. Ăștia sunt toți oamenii care vor să participe și vor primi voturi de la ceilalți și ce faceți mai aici? O, ce e ăsta, bă? Ăsta! E doar minunatul premiu de la concursul Super Ultra Mega Șmecher de Cosplay de Halloween. Nu te cred! Ăsta e și e doar una, asta e unicat. Fii atent, dacă nu câștig eu... Nu o să câștigi tu. Îți dau bani. Îmi dai bani dacă o să... Păi bun, trebuie să mituiești pe toată lumea, pentru că toată lumea te votează, eu nu votez. Eu nu votez, votați între voi. Hai, veniți încoace, uite, veniți încoace. Intrați în parc și o să vă dați seama, uite, aici lângă gard este zona specială de eveniment. Rămâneți acolo, mă duc să aduc pe toată lumea. Așa, ok. Bine, bine. Aici, da, să nu furați dovlecii. Vă puneți frumos pe canapele, da? Uite. Mamă, crezi mă, ce bă. Aici, mă, nu știu ce e. Eu uite, ia stai că tu. Ia. Unde plecați, mă? Ia uite-l pe ăsta ce conduce. Ia uite-l. Marele autovehicul. Uite, e și Carlos. Haideți în zona de concurs. Dă banii. Mă, ce face, mă, ce bani? Unde mergem? Aici. Aici? Uite, fix aici. Mamă, ce frumos. Mă, ce aici? Ia uite-te frumos. Dă-te, bă, să stau și eu, așa. Mamă, da, vață. Bă, aia e doar pentru concurenți. Stați acolo. Mamă. Sorin, treci dincolo să explic cum decurg treburile. Deci, fiți stai atenți. Concurenți, ce? Vreau ca toată lumea să se ducă acasă să se schimbe în costumul lui special de cosplay de Halloween, dar pe input gen să nu stai pe canapea. Cred că stai cam aproape de mașina asta, ceva sassy se întâmplă. Așa. Fiți atenți cum o să funcționeze. Avem aici o cărticică și vreau să veniți cu cosplay-urile voastre și apoi să analizăm cu toții cosplay-urile și apoi să votați trei persoane ați înțeles voi? Cosplay-uri, cosplay-uri, exact. Poți să ordonezi tu cuvintele pentru mine, Rob Milian? Normal. Bun, vreau să votați 3 persoane ale căror cosplay-uri vă plac foarte, foarte mult și apoi vom face o ierarhie, vedem cine este câștigătorul și va primi această minunată mașină câștigătorul, care este, repet, unicat, nimeni nu va mai avea așa ceva pe server vreodată în viață. În special Carlos cu calarul ăsta mic, nu? Mai mulți bani decât tine. Câți bani ai tu, mă? Wow! Mulți și am și lansdauri. A, da? Și tu ai bucătărie faină ca mine? N-ai bucătărie faină ca mine. Ai casă armată? Am casă... Da. Bă, casele armate sunt doar pentru cocalari oricum. Da, am zis-o. Da, bun, hai, nu mai stați aici. Toată lumea acasă, duceți-vă și costuvați-vă. Costuvați-vă. A, da, gen, poți să furi mașina de concurs? Bă, lasă mașina, bă! Mama, asta rămâne la mine. E real așa ceva. A, da, poți, gen, să... Ia, Carlos, poți să-l iei în brațe pe Bane? Dar mă scapă dacă... ce șmecherie. Hai, fugiți, funcționează așa. Stai, două secunde, că trebuie să vezi. Da, poți să mă furi cu tot cu mașină. Uite. Bă, ce uite, Dumnezeu! Dă-mă jos, mă! Stai acolo. Păi nu vreau să vin cu tine. Du-te, hai, du-te și schimbă-te.
Aoleu, că nu mai văd nimic, mă, nu mai văd nimic de mașinuța asta, dar da, oameni buni. Bă, asta e faină, rău, bă, și este unicat, deci din păcate nu va mai fi. Cățelușa mea! Să-mi ziceți în secțiunea de comentarii dacă vă place cum am decorat aici. Haideți că fug și eu să mă decorez. Uite, fix aici sub patul ăsta mi-am pus costumul și, mamă, costumul meu o să fie foarte înfricoșător. Aoleu, în ce te-i costuma, mă? E, nu-i treaba ta, vezi când ajunge toată lumea. Dar de ce-s doar eu aici? Ești doar tu, că doar tu ai venit. Gata, atâta, se anulează concursul, tu ești câștigător. Deci am câștigat mașina. Da, nu, n-ai câștigat. Da, nu, las-o acolo, gen, că altfel... Stai, nu, lasă, nu o pun fix aici. Lasă mașina, nu, lasă mașina. Nu contează, nu se camuflează, nu că nu mai vede lumea cât de frumos suntem îmbrăcați, bă. Bă, Pain, eu am gândit tot ce ești, ai gândit deja dinainte, ești nebun și tu vii și zici că nu e bine, nu pot să cred. Da, nu știu, nu știu ce să mai zic. Exact, nu știu ce să... Bă, dar unde-i, mă, toată lumea? Cât le ia să se costumeze? Eu m-am costumat rapid, am avut costumul pregătit. Bă, dar vezi că ți iese un pic de pie. Mamă, păi ce fel de mască e aia, Pain? Că văd pe subia, văd niște nări. Nări? Niște nări albastre. Nu știu despre ce vorbesc. Ia uite pe ăștia. Salutare, bă. Luați un loc. Oh, luăm un loc aici. Mă, nu pe canapeaua mea. Bă, ce-ți mai place? Nu, asta e canapeaua fiecăruia care o să vină în față și o să se dezbrace și noi ne întoarcem cu spatele, ca să fim uimiți când vin, când vin oamenii să ne ia prin surprindere cu costumele lor, știi? Nu ne uităm când se dezbracă, că poate se rușinează. Bă, dar unde sunt, mă, ceilalți? E și tu acum, bă, stai, nu! Bă, mă fură! Bă, te fură! Lasă jos, bă! Hoțu! Și tu ce faci mai luat? Ia uite, l-am pus! A pus, da, poți să mă lovești pe mine. Da, poți să-ți bagi joc. Uite, bă, tot nu mai fura, mă, mașina, mă, bă. Hoață și lovanță. Da, să vezi, bă, dar m-am săturat, mă, de voi, numai să furați mașina asta, știți. Doamne. Ia, toată lumea pe scaune, zicem cât suntem. Ia, gata. Ia ce se întâmplă, așa, bun și... Pain, da, poți să nu te duci lângă suspectul și să strici tot rândul de oameni. Bă, și m-am și chinuit să pun canapele, bă, pentru voi. Bun, mamă, Carlos, dar tu n-ai încercat măcar pentru o secundă să-ți ascunzi costumația. Ce, mă? Nu prea merge, am înțeles. Bun, ne-am adunat astăzi aici pentru că Rombilian vrea să își unească destinele cu Sorin. Și am vrea să... Eu așa știam. Nu, concursul de Halloween, am uitat, da. Bun, fiți atenți cum o să funcționeze. Pe rând, fiecare dintre voi va veni aici în față și se va dezbrăca Ce? Dar noi, noi care stăm pe canapelele astea o să ne întoarcem cu spatele și când zice el că e gata, ne uităm și vedem în ce s-a costumat de Halloween, da? Da. Cam așa o să funcționeze, așa că o să mă costumez eu, nu, am uitat ce voiam să zic. Am băut prea mult cafea dimineața. O să mă dezbrac eu primul și fiți atenți, vreau să vă întoarceți cu spatele, dar nu uitați, eu nu... Deci eu nu concurez, eu sunt doar așa, la Sanchi, la mișto, sunteți gata? Da. Hai, întoarceți-vă, toată lumea cu spatele. Da. Bă, nu mai trage cu ochiul Rombilian, mi-e rușine. Gata, vă puteți întoarce. Ce mai speriat! Cum adică, mă? Ce urât ești! Cum adică, mă, ce urât? Ce urât ești! M-am îmbrăcat ca cel mai, vai, de steaua lui YouTuber... din anul 2010. Asta e și chestia că trebuie să fiu urât. Nu pun armura pe mine. Deci sunt foarte urât și înfricoșător, da? Ești urât cu siguranță, înfricoșător, nu știu. Deci, așa vreau să facă toată lumea, o să iau și eu un loc. Okay. Haideți primul care să vină în față să fie Carlos, pentru că el este primul pe lista asta a mea. Carlos. Du-te acolo. Domnul Carlos. Da. Bă, dar da? Nu vă uitați. Nu ne uităm, hai, ne întoarcem cu spatele, da. Gata. Da? Și când vă zic eu gata, vă întoarceți, da? Da. Bun. Gata. Ia. Ăla-i tot costumul tău? Doamne, ce urât! Bă, ți-ai pus o mască pe cap și atât! Aruncă-l! Doar o mască pe cap, nu pot să cred! Bun, Carlos! Ia, ce reprezintă costumul? Zine ce reprezintă! Da, așa-i! Deci, reprezintă... Așa! Nu mai țipa!
un costum de Halloween. Ah, da, da, are logică, da. Da, foarte frumos, Carlos, ia un loc, ia un loc, foarte, foarte frumos, da. Următorul pe lista asta este Ghețaru. Ia să vedem, Ghețarule. Ghețaru. Almo. Da. Bun, sunteți pregătiți? Da, da, da. Da, da, da. Întoarceți-vă și voi. Da, suntem întorși, suntem întorși. Hai să ne uităm la el. Și vă puteți întoarce. Mamă! Ia uitați. Dar ce-i pe față, mă, ce-i ăla? Lavă, foc! Mamă! Da, da, dar trebuie să fie lavă. Băi, dar nu trebuie să fie lavă. Păi nu, bă, dar da. Nu se pune niște lavă reală. Și sângele ăla, ăla nu e sânge adevărat, sper. Nu, nu, nu. A, doar, a, doar, da, am înțeles. Dar ocupa de un pachet mai departe. A, e gem, bă, că gustai e gem. A, e gem, bun, bun, bun. A, e bine, da, da. Da, frumos, frumos. Următorul pe listă este Pain. Ia să vedem, Pain. Bun, haide. Ia, arată-ne ce costum ai. Sunteți pregătiți? Da, da. Nu. No. Bă, sigur să bă, Carlos, întoarce-te. Hai, bă, dezbracă-te. Suspectul, bă, întoarce-te, sorry, bă, ia, întoarce-te. Hai, bă, Pain, dezbracă-te. Hai, mă, ci. Eu voiam să mă uit. Ascund eu aici și așa. Eu te-l pam în fiecare. Suflă. Ce, Dumnezeu? Ce ești, mă? Ce ești, mă? Ești furii. E furii. Sunt un dragon de gheață. Un dragon furii de gheață. Sunt un dragon, bro. Ce fel de dragon? Aoleu. Dragon de gheață. Ai costumație de aia de furii pe tine. De furii, da. Da, e costum întreg. Și ăla ce e în mâna ta? Pumnul Tebigong. Nu știu ce e ăsta și uite aici am o sticlă, vezi, la brâu. Ah, și sticla aia cu ce o umpli? Ce ține? Ce ține? În sticla asta țin ce naiba oare. Păi știe, greu se ducă la baie în costum. Snack-uri, da. Uite, ești un dragon alcoolist. Uite, snack-uri de asta. Da, no. Snack-uri. Da, alcoolist. Mie nu-mi place, nu. Nu, bă, eu nu. Eugenie. Nu, tu, nu. Da, frumos. Tare skin, nu? Mie nu-mi place, nu. Da, no. Ia, uite-l, mă, s-o găsit ăsta care, eu s-o zic că nu, a? Eu. Tu are skin de dragon furii, aoleu. Da. E sigur? Bă! Fără amenințări, fără amenințări! Liniște, liniște! Oh, toată lumea! Bă, tu ameninți pe luați-vă locurile, luați-vă locurile! A, unul dintre voi, da. Pe tine, mă. Cineva a fugit și nu mai participă la concurs. Suspectul. Bun, Rombilian. Rombilian. Ia un loc acolo în față. Am revenit, n-am făcut nimic. Băi, eu doar glumeam, știi că suntem prieteni, gen. Hai, ajutați-vă. Hai, întoarceți-vă, întoarceți-vă. Hai, întoarceți-vă. Dați așa, că am mai mult de lucru la asta. Aolo. O secundă. Mamă, se dezbracă, se schimbă, are mască. Da, da, da. Mă, ce? Dați așa, stați, cred că uite, ai ceva. Am tras cu ochiul. Gata, vă puteți întoarce. Hai, dați cu ochiul, nu se vede. What? Oh, are un pic de costum pe el. Tare, da, da. Tare, mi-am luat hanoracul meu preferat și mi-am pus o mască de asta. Da, ai avut bani numai de jumătate de mască. Păi da, nu, că e mai șmecher așa acasă. Lui Ghețaru, te-ai inspirat de la Ghețaru. Adevărat. Da, da, da. Adevărat că eu l-aveam dinainte, l-am de anul trecut. Am înțeles, da. Nu te cred, da. Da, frumos. E înflăcărat așa, e, da, de ce să mi-i da, 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 e da, nemai pomenit. Bă, da, vreau ceva înspăimântător, așa, mă, să mă sperie când îl văd. Sorin, ia, zine, impresionezi tu? Eu sunt următorul. Tu ești următorul, da. Toată lumea, vă întoarceți. Ne-am întors, ne-am întors. Bine, bine. Întoarceți-vă. Așa, are. Ce ești, mă? Ce-i, mă, ăsta? Sunt un vampir, vezi că te muști de gând. Aolo, și unde sunt dinții? Dinții. Da. Ești vampir fără dantură în gură? E în gură, stai. Ia. Aolo. Wow. Vezi că te mușc și e te transformi în vampir. Care mai am spus? Bă, dar nu, e îmbrăcat frumos, dar vreau să-ți văd dinții, dacă mi-a arătat dinții. Auzi, acasă, dinții, n-ai auzit. Uitat acasă, nu știu ce să... Bă, nu știu ce să zic, deci dacă... nu ți-a venit comanda de dinți. Ia, zi ceva ce ar zice un vampir. Și te credeam. Te mușc de cred. Aolo, cam pasional așa. Eu nu cred. Cam pasional, nu știu ce să zic. Da, vampirii pot să stea în soare, din sau... A, dar chiar, ce cauți soare? Vampirii stau în soare. Am înțeles. Bă, da, nu. Mărcită-te pielea pe mine de la cringe. Da, a fost destul de fricoșător. Bun, și ultimul este suspectul. O, Sassi. Sunt pregătit. Da, ești pregătit? Toată lumea, pregătiți-vă. Da, da. Invers, hai. A, invers.
Da. Am, bă, Ping, dar ce-s cu încălțările astea? Și gata! Am niște oțetari. Ce ești, mă? Uite-l, mă, și pe ăsta. Ce se întâmplă, mă? Ăsta e corupt! E zombi! E zombi! Zombi! Da, 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 vezi cine știe, vezi cine știe. A, e zombi! Bă, pe ăsta, ăsta m-am aruncat un zombi. Dacă ați ajuns până la partea asta a clipului, să-mi lăsați în secțiunea de comentarii un emoji cu fantomă. A, ai pus zombiul pe dragon? Foarte bine. Și piglin de ăla. Uite, m-am mușcat un zombi. Atât ai. Am înțeles, ești un zombi. Bun, deci eu acum bă, vreau Carlo, să faceți o chestie. Păi acum au pus în cap aici. Ce? Păi bă, sari jos. Așa. Fiți atenți, bă, admirați-vă skin-urile și vreau să vă gândiți la trei persoane pe care vreți să le votați. Și eu o să trec aici în cărticică să vedem cine este câștigătorul. Deci alegeți-vă, pe mine nu, eu nu fac parte din... Dar eu oricum aș fi câștigat, adică uitați-vă și voi la skin-ul ăsta. Mamă, e vai de steaua lui, deci nebun zici că n-a dormit de 3 zile. Deci cum facem cu voturile? Deci, v-ați ales 3 skin-uri preferate? Da. Bun. Da. Bun, Carlos, zim 3 oameni pentru care vrei să votezi. Zim. Ghețaru. N-ai voie să te votezi pe tine, deci? Da, Ghețaru. Așa, da. Robilian. Așa, da. Și Suspector. Și Suspector, bun, frumos. Ghețarule, pe cine votezi? Ok, păi Carlos, că și el n-am votat pe mine și așa e frumos. Ia uite, mă, vot pe vot, facem de asta, am înțeles. Aia zic, așa, Sorin și... Sorin. Bă, Romilian, tu nu, că tu m-ai copiat. Ia uite, mă. Nu, și Suspectul. Ok, deocamdată Suspectul conduce cu 2 voturi. Pain, ia, zine pe cine votezi. Când plecăm de aici, da? Bun, eu o să îl votez pe Suspectul. Așa. Da. Pe Carlos nu-l votez. Așa. După aia cred că o să-l votez pe Sorin. Sorin, da. Da, așa, da, ok. Și între Ghețaru și Romilian. Eu zic că Ghețaru, că Romilian l-a copiat. Bătaj, măi, din gură. Bă, dar mulle mai am măsura să voteze. Bă, dar zici că votez pentru președinția țării, ești nebun? Da. Păi fii atent, cred că o să-l votez pe Ghețaru. Bun, bravo. Așa, Romilian, acum e rândul tău să votezi, ia zine. Eu îl votez pe Pain, deși e foarte de departe. Furry. Așa, da, e furry. Pe Sorin. Bine. Sorin, mamă. Și pe Carlos, că pare om bun. E, s-a chinuit, văd că s-a chinuit mult. Da, nu pot să pare cred. Că s-a chinuit mult la skin-ul lui. Voturile sunt foarte strânse. Mai trebuie să voteze Sorin și Suspectul. Ia zi, Sorine. Păi eu votez pe Ghețarul. Pe... Pain. Și pe ăsta. Cine? Că nu văd, că mă uit în carte. Pe suspectul. Aha, ok, mamă, ok, bun, e strânsă. Bă, ce bun, Suspectule, e rândul tău să votezi. Mamă, deci dacă nu-l votează pe Sorin, câștigă. Sorin. Doamne, cea mai mare greșeală din viața ta. Și... Bă, nu pot să cred. Bă, deci, Suspectule, vreau doar să zic că tu aveai 4 voturi, Sorin și Ghețaru aveau câte 3 și tu le-ai dat lor câte un vot și acum e egalitate de 3 persoane. De 3 persoane. Nu mai ai cum, nu mai ai cum. Mă duc să plâng, gata, numai. Hai, la revedere. Bun, fiți atenți. Păi trebuie să... Bun, Suspectul, Ghețaru... Înseamnă că o să câștig eu mașina, fiindcă la voi trebuie egalitate. Nu. Ghețaru, Suspectul și Sorin, veniți încoace. Trebuie să ne gândim. Cum eu nu am 3 voturi. Ai 3, dar ăștia au 4. Nu te pot de aici. Îi votăm noi, alegem noi doar câte unul. Nu, că după aia ați avut drept la vot. Trebuie să ne gândim. Ce fel de probă să le dăm oamenilor ca să ne dovedească că ei sunt cei mai buni la cosplay? Fii atent aici. Ne dați ori nu ne dați. Nu, fiți atenți. Vreau fiecare să se ducă după copacul ăla și pe rând să vină cu câte o impresie pentru cosplay-ul lui. De exemplu, Ghețaru ar trebui să zică sunt doctor nebun, dă-mi ficatul tău sau ceva. Ideea e că cea
cea mai bună impresie va fi votată de către Carlos, Rombilian și Pain. Și așa reușim să alegem un câștigător, da? Primul? S-a auzit, da? Bun. Nu mă bag, nu mă bag primul. Bun. Faceți-vă talentul. Hai, talentul, să vedem. Nu mă bag primul. Primul să fie domnul Ghețaru, dacă tot am dat exemplu cu el. Aha, Ghețare, du-te. Aha, ai plecat. Ceau. Băi, în teorie n-am gură, deci pot să nu zic nimic, știi, adică doar bă, dacă tu așa vrei, noi o să luăm în considerare asta și... Da, exact. Votăm în funcție de prestația ta. Nota 10, nu? Direct. Da, da. Atât ai avut de zis? 10, știi? V-a plăcut, da? Da, a fost ok. Original a fost 10, și... Da, aia zic. Da, de ce înapoi după copac? S-a pierde, instant pierde. Trebuia niște aplauze. Așa, da, bun. Urmează Sorin. Dar tu suspectul legești de ce nu ești după copac, ha? Sunt Sorin, sunt un vampir și dacă îmi vin dinții, vă omor pe toți. A, dacă-ți vin dinții. Dar vezi când vin să-i lipești și tu cu corega cu ceva, ca la bătrâni. Dar nu, dar așa de... Mă, eu credeam că vampirii sunt mai așa, mai... Ei, acum că ți-am dat indiciu, nu mai luăm în calcul, îți dai seama. Hai că m-am plictisit după copac. Bun, hai, Sorin, înapoi după copac, hai. Suspectule. Bun, hai, suspectule, fă-ți talentul. Hai, ochii după copac. Hai, bă. Ia uite-l. Am venit să vă mănânc creierele. Stem safe, băieți. Stem safe. Mori de foame. Am plecat, pa. Bun, băieți, haideți încoace. Bun, mă, trebuie să... Bă, voi stați acolo, așa, să n-auziți. Ia uite, mă. Bun, așa, bă. Așa, bă, Ghețaru a dat-o cu muci în fasole, Sorin nu prea știut. Mă, mi-a plăcut ăla cu zombie, că a venit. Adică chiar aș tu. Am și râs, da. Votez pe Sorin că mi-a plăcut faza aia cu dinții, că nu i-are și când îi vin. Ok. Dar și Sorin a avut o glumă bună, așa, ai dreptate. Da. Că ne mănâncă când îi vin. Bun, deci tu zici Sorin, eu zic, bă, nu e bine că suntem patru, hai să nu facem egalitate, că iar avem o egalitate să facem. Eu îl votez, cred că, pe zombie, deci zombiul mi-a plăcut. Cine e zombie? Mi-a plăcut zombiul, mult suspect. Da. Și ia zi Pain, tot suspectul sau? Tot suspectul. Da, da. Păi atunci avem suspectul câștigător, da? Da, ok. Sau okay. Luăm fiecare o roată de mașină și... Nu cred. Bun, după deliberate și foarte grele dezbateri, am ajuns la concluzia că câștigătorul acestui concurs de cosplay 2023 de Halloween este... Suspectul! Unde ce credeai, Sorin? Ce credeai, bă, Sorin? Bravo, suspectule! Și acum, pădicul, la revedere! Da, du-te! Pa! Du-te călare pe acest cal nărăvaș! Apropo, vezi că motorul e de aur și nu o să-ți mai schimb. Da, ok. Clasic. Clasic. Dacă te prind, să vezi ce-ți fac. Mamă, dăm cu mașina, bă. Bă, poliția. El e poliția. Bă, uite, mi-am găsit mașina mea. Asta e rata, mă. Da. E parcat acolo de 30. Mă, ce se întâmplă aici? Da. Mă, ce? What? Da, cred că e aici, protest. Da. Bă, mamă! Ce aici, bro? Ce protestează ăștia, mă? Cred că noua secție de poliție sau ce. A, dar e frumoasă, mă, secție. Mamă, e mare rău. Păi, cred că la ce trebuie secția așa mare? Noi n-avem canalizare. Păi, la ce trebuie canalizare? Tu ai toaletă în casă? Păi, tocmai că am în fundul curții toaletă. Azi, mă, rog, Miliane, dar tu nu făceai picturi, mă? Ba da, și bine că zici că mai pot să-ți fac o pictură și am terminat-o. Nu pot să cred că ai terminat-o. Hai pe aici, prin parc, e mai lumină. Hai pe aici. Ți-o făcut cea mai groaznică pictură. Băi, eu chiar vreau să văd. N-ai, mă, tu treabă. Ăsta și-a mai recăpătat, mă, mașina. A, gata, l-am văzut și a luat-o înapoi. Bă, tu cam furi, ar trebui să te ia la poliție. Eu ți-am zis să-mi faci și mie ceva picturi, parcă, nu? Păi și nu ți-am dat-o. Păi una, dar eu ți-am cerut vreo 5. Păi una mi-ai cerut. Hai că mi-ai cerut 5. Care 5, mă? Păi ți-am mai cerut mă, câte pictura de-am ăsta comandă? Parcă din câte mi-aduc aminte. Olu! Olu! O fi greu să fii atât de nebun cu dislexie și cu personalități multiple? O fi greu, Carlos, vrei să ne zici nouă? Tu am... E ușor, da, foarte bine.
Zi mă așa, mă, că voiam și o bol de asta mentale, numai da, că m-am gândit că e greu. Aici e galeria de artă sub pășantierul ăsta. Mă, ce se întâmplă aici, mă? A, ăștia-s muncitorii nepalezi neplătiți, da. A, da, zi mă așa. Ia-mi telești. Mamă, vai de steaua lor, a, mi-a plăcut, bravo. Titi! Wow! Ia uite-l pe ăsta cu mașina, bă. Doamne. Ai grijă cu mașina ce, aia, ia. Știi ce pot să zic acum? Uite, aici, aici. Că s-au supărat toți pe mine că am câștigat. Cum să ne supărăm? Ai jucat foarte băi, frumos la concurs, ai. Sunt pierzători. Nu s-au supărat. Sunt pierzători, mă, n-ai tu treabă, da, e fain no. Rău. Gata. Mersi da, exact, stai liniștit. Bă, mașina! Bă, lăsați-mă mașina omului. Mamă, cât am cusut costumul ăsta, tu n-ai... Ba, măi, șmecher, păi o meriți, uite, poftim, uite. Sus, acolo, gata. Și tu vrei să-mi ofuri? Nu. Sunt astea roți. Bine. Ia, aici e pictura, ia. Aici e galeria de artă, care n-are un perete în spate. Among Us? Da. Poți să cumpăr asta? Mamă, ce fain e asta cu dinozaur. Pre-boom. Da, ăsta-i puf în tinerețea lui. Puf în tine. Ok. O să vreau să cumpăr asta cu Among Us-ul și asta cu dinozaur. Da. Da. Și asta nu știu ce e, ce ar vrea să fie. Asta e în lucru, e în lucru, calmați-vă. Oh my god, nu cred! Ba, da. Mă arată fix ca mine, mă, cum ai făcut-o? E perfectă! E, talent! Bă, ce? Bă. Nu pot să cred, da, pe-i, las-o acolo jos. Las-o pe jos. Așa, că n-ai plătit pentru ea. Zic cât mă costă asta, că nici nu mai știu. Vezi că bă, te era 60 de năsoși. 60? Bă, nu da, era 60. Dacă... Ba, era 60 dacă nu e semnată ca să o primești. A, unicată. Da, fără drepturi de autor. Am înțeles, deci 60 pentru aia. Bun, și cât mă costă astea? Asta de suspect deci și de prebun. Asta e copie, deci s-o dau la 30 de năsoși. Mm-hmm, deci 90 până acum. Da, și asta cu domnul Puf, nu știu, că am zis deja că vreau să o cumpere pe 60 de năsoși, dar dacă îmi dai tu 80, e... 80, mamă, ăsta da. Vine cât? 110? 190. 110, 110 plus 60 vine. Da. $170, 3 picturi, mă, tu mă schemuiești. Bro, ne-am plătit de la pe casă. Mamă, e real. $190. Cum, mă, e 170? E 190. Ai zici da, 80, cu, ai zis 80 cu 30, 110 plus 60, pictura mea. Ah, matematicienii da. Lupește prăjice sunteți, ia dă aici banii, mă. Am crezut că o zis la 2 picturi, 80. A, da, mă, da. Deci asta, asta e a mea, dar asta e copie, se vede. Da, asta e originalul. Lasă-le pe ei, lasă-o jos. Lasă jos, bă, pictura cum mea. Cum să se vadă, mă, că... Aolo. Credeam, voiam să văd la lumină dacă se șterge vopseaua, dacă știi, adică toate astea. Nu, calitate, mă, se vede. Da, calitate, da, sigur. Da, așa, deci asta zici. Da. Bă, când vulpea n-ajunge la struguri, zice că oricum avea intoleranță la lactoză și nu poate să mănânce struguri. Așa, așa, da, corect. Și, poftim. Nu știu, vorbe de asta. Și asta. Deci asta e, mamă, ce frumoasă și faină asta. Bun. Nu, uite, tu nu ești și... Ia, uite, originalul ăla. Originalul. Vai, mama, asta e faină rău, bă. Yes, mama, ce faină e. Și poți să cumpăr eu asta. Pictura asta cu pink? Aia nu. Și aia trebuie să fie tot originală și să nu fie. Fii atent, stai așa. Cât ai zis că... Păi nu se... 60. Păi aia n-are... Păi e comandă specială. Pleacă, mă, de aici. Fii atent. Îți dau eu 120. Ce zici? N-ai voie, că deja am plătit pentru ea. Da, nu-i problemă. Facem și... Poate da bani înapoi, bro. Nu, bă, lasă. Gata, nu. 120, bro. Bă, fără tablou plecă cu el. Cum adică am plătit pentru el? Păi, da, nu. Da, cum adică da, nu? Papa. Ai plătit să-l vezi. No. Stai, mă, că-l cumpăr eu. Nu, fii atent. Ai plătit să-l cumpăr, da, papa. Ia uite, mă, pe ăștia, mă. Ai plătit să-l vezi, nu să-l iei. Gata, l-am luat, papa. E al meu ăsta, da, am plătit bine, pentru el bine. Auzi, mă, la el, mă, căci că am plătit să-l văd. Propriul meu, cum îi zice, autoportret. Și ăștia am zis că, vezi, doamne, am plătit numai ca să-l văd. Dă-te-n vidrele mele, bă, că nu cred așa ceva. Bun, oameni buni, haideți să îmi iau tabloașul meu frumos și să vă arăt ce am mai făcut acasă. Ia uitați-vă, avem o bucătărie complet echipată frumos. Am schimbat până la urmă ce mobil aveam aici. Avem pasta faină rău, avem ghiuvetă, avem ăsta, avem aici o mică vitrină drăguță. Aici nu mai sunt cine știe ce schimbări în afară de alea de sus. Avem o masă frumoasă cu multe, multe scaune de astea cu galben. E pe tematică galbenă această minunată, cum îi zice, bucătărie a mea. Și aici vom
vom putea să punem aceste minunate picturi. Am încercat să fac o scară aici, dar nu prea îmi place oricum și cred că s-ar putea să ne chinuim să facem altfel de scară, dar ia uitați-vă, aici este, cum îi zice, dormitorul. Și aici în dormitor am putea să punem aceste minunate tablouri. Ia uitați foarte frumos, unul acolo, unul aici. Este o idee cam întuneric, din păcate, și nu cred că avem, cum îi zice, lumină, pentru că trebuie să vină electricianul să-mi tragă și aici lumini. Dar cam atât pentru acest episod. Noi o să ne revedem pe data viitoare și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă v-a plăcut costumul pe care l-am echipat astăzi.